Salutare, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit din nou! Pentru astăzi vă propun un subiect destul de interesant, care stârnește controverse și care este destul de dezbătut în rândul oamenilor de știință, reprezentanților bisericii și a ufologilor. Este vorba despre masca extraterestră a răului. Problema intervenției extraterestre în contextul actual al omenirii nu este nouă și ea continuă să provoace dezbateri furtunoase, în care nu de puține ori se folosesc argumente departe de orice bază științifică. Prezența în jurul Pământului a sute și chiar mii de obiecte neidentificate, OZN-uri, care evident sunt dirijate în mod inteligent, monitorizarea planetei noastre de către ocupanții acestor nave și acțiunile specifice care au fost și sunt realizate de unele dintre aceste civilizații extraterestre reprezintă un punct de maxim interes în conjunctura actuală, conform majorității ufologilor. Dar de ce ar naște atâta interes o eventuală prezență extraterestră în apropierea Pământului, în jurul său sau chiar pe suprafața sa? Evident că pentru civilizația umană de pe planeta noastră, acest moment este unul de trecere la o nouă etapă de dezvoltare, superioară. Interacțiunea cu forme de viață mult mai inteligente și superioare tehnic, dar și de luptă, nu poate duce decât la o schimbare majoră. Problema care se pune este dacă această schimbare va fi benefică sau malefică. Omenirea va progresa sau va merge spre extinție? Lumea trebuie să perceapă faptul că nu suntem singuri în univers. Este necesar să înțelegem că planeta noastră, planeta albastră, Pământul, este integrată cu alte planete, din alte sisteme solare, din alte constelații, din alte galaxii, planete pe care există alte civilizații, unele dintre ele chiar extrem de evoluate. Există și a existat dintotdeauna o frică subconștientă, aproape atavică, ce îi face pe oameni să considere în mod reflex că prezența altor ființe în alte zone ale universului le amenință cumva existența. Unii ezoteriști și mediumi au avansat chiar ideea că această frică teribilă ar fi fost în realitate sădită din timpuri străvechi ca informație ascunsă în genele ADN-ului uman de către anumite civilizații extraterestre, pentru a servi unor scopuri încă neștiute. În mod sigur, problema intervenției extraterestre este una foarte complexă, iar studiul ei include aproape toate domeniile existenței, de la știință la spiritualitate, de la economie la finanțe și de la artă la religie și psihologie. Datorită vremurilor foarte tensionate pe care le trăim și transformărilor care au loc, de o intensitate și rapiditate fără precedent, mulți dintre noi suntem tentați să ignorăm fapte evidente sau dovezi extraordinare care ne-ar putea ajuta să ne deschidem orizontul ideilor și concepțiilor despre lume și despre universul în care trăim. Aceste dovezi nu se referă doar la probe video sau audio, ci ele implică, în egală măsură, anumite observații și interferențe pe care noi înșine le putem face în mod inteligent, atunci când corelăm și analizăm diferite fapte, evenimente, anunțuri și informații care abundă în mass media actuală și pe internet în legătură cu acest subiect. Deci să încercăm să vedem ce se poate ascunde în spatele prezenței sau nu a extraterestrilor pe Pământ. Teoria influenței dominatoare. În termeni științifici, vechea teorie a luptei între bine și rău nu este altceva decât lupta între dominatori și dominați. Personaje reale, nu fictive sau generalizate, precum zeul binelui sau zeul răului. Adepții prezenței extraterestre susțin că extraterestrii
controlează omenirea de mii de ani prin intermediul unor lideri sau unor instrumente denumite generic societăți. Se vorbește astfel de cabala satanică sau de cabala răului, despre Illuminati și francmasonerie și, mai nou, despre un guvern mondial. Cei care se opun unor relații cu civilizațiile extraterestre îi acuză pe extratereștrii că au infestat planeta aproximativ 13.000 de ani. Ei susțin că extratereștrii ne-au introdus în conștiința noastră frica ce conduce cu ușurință la panică, iar aceasta la fapte și decizii nebunești. Motivul pentru apariția fricii ar putea fi evenimentele care vor avea loc pe planeta noastră în viitorul foarte apropiat. Când și când nu intervin extratereștrii? Mulți se întreabă următorul lucru. Dacă unele civilizații extraterestre foarte avansate din punct de vedere tehnologic sunt aici și afirmă că ne vor ajuta, atunci de ce nu intervin pentru a preveni toate eventualele dezastre care ar putea avea loc pe Pământ în aceste timpuri escatologice, să le spunem așa? Această întrebare conține și adevăr, dar și neînțelegere. Se pare că anumite acțiuni implică faptul că mai multe civilizații extraterestre ar fi decis deja să ajute omenirea, în măsura în care oamenii doresc aceasta și înțeleg corect natura acestui ajutor. Această existență extraterestră ar avea menirea de a face tranziția cât mai ușoară spre noua condiție a ființei umane, de a învinge orice obstacol care i s-ar putea opune și de a ne face să înțelegem corect în ce constă experiența extraordinară a conlucrării cu extratereștrii. Pe de altă parte, sunt și numeroase dovezi că extratereștrii nu ne consideră decât ca pe un material biologic pentru experimente de laborator. O dovadă normală, certă, ar putea fi și faptul că întotdeauna după o semnalizare masivă a prezenței navelor extraterestre, pe Pământ s-au întâmplat catastrofe, fenomene meteo ciudate și evenimente astronomice speciale. Să nu uităm că în anii 2011-2012 au fost sesizate multe apariții OZN, chiar și contacte și ce a urmat. Eclipsa inelară de soare, care a făcut ca Pământul, Luna, Soarele și Pleiadele, mai precis steaua centrală Alcyon din constelația Pleiadelor, să fie aliniate perfect la data de 20 mai 2012, eveniment care se petrece odată la 26.000 de ani. În același timp s-au produs mai multe ejecții ale masei coronare a Soarelui, cu eliberări colosale de energie în spațiul cosmic. De altfel, de atunci, Soarele se află într-o perioadă foarte specială de activitate. În conformitate cu datele emise de Observatorul Astronomic Național din Japonia, la unison cu alte instituții de profil din întreaga lume, polaritatea câmpului magnetic al Soarelui s-a inversat și, mai mult decât atât, s-a dublat, în sensul că acum Soarele are 4 poli în loc de 2. Totodată, au început să se înregistreze cutremure puternice în zone care până acum erau cunoscute ca fiind relativ lipsite de activitate seismică, și toate după apariția pe cer a unor OZN-uri. Astfel, strâns legate de prezența unor obiecte neidentificate pe cer, pe 20 mai, în ziua eclipsei inelare de soare, s-au înregistrat mai multe evenimente ciudate. A avut loc cutremurul din Bologna, Italia, de 6,2 grade pe scara Richter. Au urmat 6 replici puternice, cuprinse între 4,6 și 6 grade. Apoi cel din 22 mai din Bulgaria, de 5,7 grade, resimțit și la București, care a avut peste 400 de replici. În următoarele 10 zile după eclipsa inelară de soare, până pe data de 29 mai 2012, activitatea seismică
a înregistrat o creștere semnificativă în zona Groenlandei. Seisme de 6,2 grade și mai ales în vestul Asiei, în regiunea Japoniei și spre sud, până în Indonezia. Pe 23 și 25 mai au mai avut loc două cutremure în aceeași regiune, de 4,2, respectiv 4,5 grade, pentru ca pe 29 mai, în nordul Italiei, să se înregistreze din nou o serie de 5 cutremure, cu intensități cuprinse între 4,7 și 5,8 grade. De asemenea, un alt cutremur de 4,5 grade a fost înregistrat în Bulgaria și le reamintim și pe cele din insulele Bonin, Argentina și Panama. De multe ori am auzit întrebarea dacă este omul actual creat în laboratoare extraterestre. Adepții teoriei creării umane, nu de către Dumnezeu, ci de către extraterestri, se bazează și pe recentele studii genetice, studii corect științifice, care atestă manipularea genetică a ADN-ului uman, fapt ce a devenit evident chiar și pentru oamenii de știință contemporani, care, în prezent, sunt convinși că cele 97% de secvențe necodate din ADN-ul nostru nu reprezintă altceva decât codul genetic al unor forme extraterestre de viață. Informația despre faptul că ADN-ul uman este în cea mai mare parte de proveniență extraterestră a venit de la o echipă de cercetători conduși de profesorul Sam Chang. Articolul a apărut pe Canada's Progressive Blog la data de 11 ianuarie 2007 și este semnat de John Stokes. Concluzia este că rasa umană a fost manipulată genetic pentru a ajunge în forma actuală. Cine putea să o manipuleze? Normal, o civilizație net superioară, venită de undeva din alte galaxii. În continuare, experimentele dezvăluie masca extraterestră a răului. Era modernă a OZN-urilor datează din anul 1947, atunci când a avut loc faimoasa apariție a unei farfurii zburătoare, descrisă de Kenneth Arnold, și apoi chiar renumitul incident Roswell. Foarte mulți cercetători de OZN-uri au privit dincolo de timpurile moderne și au plasat ferm fenomenul în contextul istoric, datându-l încă de la începuturile omenirii. OZN-urile și locuitorii lor extraterestri nu sunt ceva nou, spun acești cercetători, și pot reprezenta mai curând o mască tehnologizată pentru entități considerate multă vreme drept spirite rele sau demoni. John Lear este un pilot cu experiență, care are mii de ore de zbor la activ, dar și presupuse contacte în cadrul CIA, adunate din misiunile efectuate pentru agenție. Conform celor spuse de către acesta, primul contact dintre extraterestrii și guvernul american a avut loc în anul 1964, iar un tratat formal a fost negociat între 1969 și 1971. Tratatul implica un schimb între tehnologia superioară extraterestră și cooperarea guvernului prin acoperirea unor cercetări extraterestre pe planeta noastră, care includ și faimoasele mutilări de vite și răpirile de ființe umane. Lear mai afirmă că extraterestrii și guvernul american au un centru comun de cercetare în cunoscuta zonă 51 din Nevada. Lear vorbește despre extraterestrii, denumindu-i cei gri, și afirmă că scopul celor gri este să aibă grijă de recipiente, adică de oameni, oamenii fiind recipientele sufletelor. Când un suflet ia naștere, este pentru totdeauna. Nu moare decât atunci când este salvat. Iar asta se întâmplă foarte rar,
Viitorul este deja scris, iar data morții tale este deja hotărâtă. Dacă te afli în situația unui accident sau într-o situație care îți amenință viața, cei gri apar în secret și te salvează. De fapt, Lear susține că noi nu avem viață de liber arbitru, ci suntem niște elemente de laborator, programate 100% la naștere, dezvoltare și moarte. Un eveniment ciudat în care se pare că au fost implicați extratereștri și care a rămas inexplicabil până în ziua de astăzi, îl reprezintă incidentul Darlington Farm Case. În respectiva localitate aflată în statul american Ohio, în anul 1953, în luna octombrie, a avut loc un incident verificat și dat publicității de către organizația condusă de Lear. Un bărbat, soția acestuia și fiul lor de 13 ani, stăteau la masă pentru a servi cina. Cum stăteau acolo, luminile din fermă au început să devină neclare, iar câinii și celelalte animale au iscat o adevărată alarmă afară. Băiatul s-a ridicat de la masă pentru a vedea ce se întâmplă. Și-a chemat mama și tatăl să privească luminile ciudate de pe cer. Au văzut pe cer o minge rotundă de foc, iar băiatul a început să alerge după ea pe câmp. În timp ce părinții priveau, lumina a coborât din cer, iar băiatul a început să strige după ajutor. Tatăl și-a luat pușca și când s-a întors, a văzut cum fiul lui era luat de ceea ce păreau a fi niște omuleți. A tras câteva focuri înspre lumină, însă în zadar. Părinții băiatului au găsit unul dintre câini cu capul sfărâmat, însă nici urmă de băiat sau amprente lăsate de omuleți. A fost chemată poliția, dar raportul oficialilor a fost acela că băiatul a fugit și s-a pierdut în pădure. În 48 de ore, forțele aeriene au ajuns la concluzia că familia a avut parte de o adevărată întâlnire de gradul 3 și a forțat părinții să se mute într-o locuință secretă, undeva în nord-vestul Statelor Unite, care avea facilități medicale pentru a trata efectul radiațiilor și al altor maladii asemănătoare. Ambii părinți erau în stare de șoc și aveau nevoie de psihoterapie intensivă. Băiatul nu a mai apărut niciodată. O altă răpire a fost cea a lui Jonathan P. Lovett. Un raport, de data asta oficial, arată că guvernul american este conștient de incidentele ce au ca subiect răpirea și mutilarea umană, produsă uneori chiar în rândurile propriilor angajați. Astfel, Jonathan P. Lovett, un sergent Air Force, a fost văzut în timp ce era luat captiv de ceea ce părea a fi un OZN pe domeniul White Sands Missile Test în New Mexico. Incidentul a avut loc în martie 1956 și l-a avut ca martor pe maiorul William Cunningham. Cei doi erau în câmp în josul zonelor de lansare, căutând resturi de la o rachetă test, când Lovett a plecat spre creasta unei mici dune de nisip și a ieșit o vreme din câmpul vizual. Cunningham l-a auzit pe sergentul Lovett țipând într-un mod pe care el îl descrie drept teroare sau agonie. Maiorul a alergat peste creasta dunei și l-a văzut pe sergent târât în ceea ce i-a părut a fi un obiect în formă de disc argintiu care levita în aer la înălțimea de 5-6 metri. În jurul picioarelor sergentului era înfășurat un obiect lung, ca un șarpe, care îl târa în interiorul discului, după care obiectul zburător s-a înălțat repede spre cer. Au fost trimise în câmp echipe de căutare. După ce a povestit ce a văzut, maiorul Cunningham a fost internat la dispensarul medical White Sands pentru observații. După 3 zile de cercetări, trupul gol al sergentului Lovett a fost găsit la aproximativ 15 kilometri în josul câmpului. Trupul său fusese mutilat,
Limba i-a fost smulsă de la baza maxilarului. O incizie putea fi văzută chiar de sub vârful bărbiei, ce se întindea spre esofag și laringe. Fusese castrat, iar ochii i-au fost scoși. De asemenea, i-a fost scos și anusul și au existat comentarii în raportul realizat legate de aparenta abilitate chirurgicală utilizată pentru îndepărtarea diferitelor organe și țesuturi. Ciudat a fost și faptul că mai multe păsări prădătoare au fost găsite moarte în preajma cadavrului, ucise, se pare, de către bucățile de carne ciugulite din trupul sergentului Lovett. Jacques Vallée este un cercetător faimos în lume, respectat pentru înalta calitate a educației sale și a dedicării științifice riguroase. De fapt, Vallée a fost ales ca model pentru personajul Lacombe din filmul lui Steven Spielberg, Întâlnire de gradul 3. Vallée are pregătire de astrofizician și deține o diplomă de doctorat în științele computerelor de la Universitatea Northwestern din Chicago. Este autorul unora dintre cele mai bune cărți scrise despre și cu OZN-uri. Cercetarea lui Vallée i-a condus atenția spre aspectele sinistre ale fenomenelor inexplicabile pe care le-a expus în cărțile sale. Vallée spune: în ultimele câteva zeci de ani, am învățat o mulțime de lucruri noi despre acest fenomen care contrazice ideea că ar fi de origine extraterestră. Nu este un fenomen recent. Este un fenomen care a existat de când ne știm, de-a lungul istoriei, într-o formă sau alta. Asta invalidează în mod sigur ideea că avem de-a face cu o civilizație care tocmai ne-a descoperit și acum vine să ne viziteze. OZN-urile par să fi fost parte din mediul nostru de o lungă perioadă de timp, probabil de când există omenirea. Vallée a cercetat atent aparițiile OZN-urilor în Brazilia și a rămas siderat, constatând ostilitatea extratereștrilor. Obiectele, literalmente, secerau oamenii cu raze. În multe cazuri se pare că i-au ucis. Cu siguranță i-au rănit. Nu am putut realmente dovedi o relație cauză-efect în aceste situații de deces. Dar a existat o relație cauză-efect în cazurile de răniri produse de aceste raze. Vallée este convins de reaua credință a extratereștrilor. Îi compară plastic cu descoperirea curentului electric, dând astfel un avertisment omenirii. Observați că este același lucru ca în cazul electricității. N-am putea trăi fără electricitate, dar dacă îți pui degetele în priză, te-ar putea ucide. Asta nu înseamnă că firma de electricitate îți este ostilă. Înseamnă doar că există o forță puternică acolo și este indiferentă la faptul că te ucide sau nu. Electricitatea în sine nu se implică niciun fel și, dacă te gândești bine, într-o anumită măsură, fenomenul OZN este același lucru. Totuși, nu trebuie să fie conform unui șablon pe care nu l-am detectat. Când oamenii stau în cale, sunt măturați, spune Vallée. Unul dintre cei mai renumiți cercetători ai OZN-urilor și ai fenomenelor paranormale a fost John Keel. În 1975, el a publicat Profețiile Mothman, o poveste a investigațiilor desfășurate între 1966 și 1967 asupra aparițiilor lui Mothman, o creatură ciudată cu aripi, observată în Point Pleasant, Virginia de Vest. Keel a publicat câteva cărți despre OZN și paranormal. Acesta i-a mărturisit cercetătorului OZN, George Filler, că se consideră nu un ufolog, ci un demonolog. Nu simt că extratereștrii sunt de pe altă planetă, dar cred că avem de-a face cu diavolul, îngerii căzuți și demonii săi. Aceste spirite rele au fost cu noi de când sunt înregistrați în istorie
și folosesc minciuna, înșelătoria, cascadoria pentru a ne face să credem că sunt extraterestri. Nu sunt vizitatori pe pământ, ci sunt disprețuitori și ostili față de oameni. Ei încearcă să ne controleze și să ne influențeze credințele, a declarat Kiel. Carla Turner este un cercetător al răpirilor extraterestre. Totul a început în anul 1995, când, conform declarațiilor sale, Turner a contactat o foarte stranie formă de cancer mamar, imediat după o experiență de răpire. Turner era neclintită în credința că OZN-urile și răpirile extraterestre sunt diabolice și respingătoare, iar toată munca ei de cercetare și investigații s-a desfășurat în acest sens. Atitudinea ei curajoasă despre subiect continuă să fie și azi în beneficiul celor răpiți. Înainte de a ne permite să credem în bunăvoința contactului extraterestru, atenționa Turner, ne întrebăm, ființele luminate au nevoie de acoperire pentru a face fapte bune? E nevoie să ne paralizeze și să ne facă neajutorați pentru a rezista? Trebuie să manipuleze organele genitale ale copiilor și să ne sondeze rectul? Sunt frica, durerea și înșelătoria consecvente cu înaltele motive spirituale? Într-un articol scris pentru revista UFO Universe, Turner și-a exprimat argumentele pentru care numește răpirile extraterestre diabolice. Unii cercetători au indicat șabloane de evenimente în experiența răpirilor, cum ar fi examinarea fizică, prelevarea de spermă și ovare și ultima prezentare de bebeluși hibrid răpiților. Alte șabloane includ pregătirea răpiților în vreun fel și transmiterea unui avertisment legat de un dezastru global anunțat. Da, aceste evenimente sunt frecvent raportate și este tentant să te gândești că explicațiile pentru răpirile extraterestre pot zace în aceste șabloane. Astfel, cercetătorii anunță că problema este rezolvată. Extratereștrii fac experimente cu încrucișării de specii, ne spun ufologii. Nu băgați în seamă dovada copleșitoare împotriva amalgamării viabile a diferitelor specii. Sau, ni se spune, extratereștrii sunt aici să ne salveze de la propria noastră distrugere și a planetei noastre prin violență, droguri, boli epidemice, poluare și epuizarea resurselor. Nu mai puneți că aceste probleme nu s-au îmbunătățit, ci s-au înrăutățit de când ne-au vizitat extratereștrii, scrie Turner. Aceasta a prezentat o lungă listă de evenimente și experiențe tipice, suferite de răpiți, care mai de care sinistre, de nedescris, fiind la mare concurență cu experiențele naziste din cel de-al doilea război mondial. Concluzia îi aparține lui John Lear. Prezentând diferite cazuri disparate de contacte și răpiri extraterestre într-o conferință UFO, John Lear a spus în finalul comunicării sale următoarele: cel mai bun sfat pe care vi-l pot da este ca data viitoare când vedeți o farfurie zburătoare și sunteți conștienți de afișajul evident al tehnologiei și de luminile extraordinare în culori pure, să fugiți cât vă țin picioarele. Cu îndemnul pilotului american mă opresc aici. Eu sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc pentru atenție. Ați urmărit un documentar realizat după un material de George Hodorogea. Vă aștept și data viitoare cu subiecte la fel de interesante. Până atunci, numai bine și nu uitați să vă abonați!